Aș vrea să te întreb. Referitor la teoria științifică. Am vorbit că evoluționismul este o teorie științifică. O teorie științifică trebuie să fie acceptată de toți oamenii de știință sau de o majoritate, în general, ca să fie confirmată. Cum ajunge să fie confirmată o teorie, să spună, da, asta e o teorie științifică? Sau Foarte bună întrebare. Trebuie să fie un procent sau majoritatea, pentru că după aceea vreau să te întreb ceva referitor la, da, la întrebarea sunt asta. Sunt două aspecte aici. O teorie științifică nu este confirmată prin vot. O teorie științifică este confirmată prin faptul că respectă o anumită metodologie. Adică o teorie științifică trebuie să vină cu anumite criterii de falsificabilitate. Trebuie să anticipeze niște observații măsurabile care arată dacă teoria nu este adevărată. Deci o teorie științifică nu vine cu argumente, o teorie filozofică vine cu argumente ca să le arate că este adevărată, cum e creaționismul sau intelligent design. Vine cu multe argumente logice care să arate că e adevărată, da? Însă o teorie științifică trebuie să prezinte argumente în ce caz teoria aceasta nu este adevărată și oferă astfel de criterii măsurabile. De asemenea, trebuie să fie bazată pe anumite observații făcute științific, adică observațiile acelea să fie măsurabile, de cele mai multe ori să fie făcute cu anumite aparate, cum e microscop electronic sau telescop, să zic, cu infraroșu sau, mă rog, aparate care prelungesc simțurile noastre. Și, în același timp, ideal este să aibă o expresie matematică, ca să iasă la socoteală. La data aceasta, orice teorie științifică vine cu un model matematic, care poate fi verificat. Acum, rolul comunității științifice este ceva ce a apărut în secolul XVII, pe timpul lui Galileo și Kepler, în care majoritatea europenilor respingeau heliocentrismul ca fiind de la diavolul și împotriva lui Dumnezeu. Și aceștia își trimiteau observațiile unii la alții prin scrisori, s-a format așa zisa Republică a Scrisorilor în Europa. Era în timpul războiului religioase, să nu uităm, între protestanți și catolici. Aceștia erau protestanți și catolici, erau de altele părți. Dar ei schimbau scrisori între ei. Și cineva care făcea observații trimitea la toți ceilalți savanți și aceștia puneau observațiile lor și ceea ce încercau ei să facă erau să arate dacă măsurătorile, de exemplu, dacă legile lui Kepler sau observațiile lui Galileo au fost sau nu serioase, adică dacă Galileo a observat 4 sateliți la Jupiter sau munți pe lună, fiecare din acești câțiva savanți din Europa, erau câteva zeci, nu mai mult, își făcea o lunetă și se uita câteva nopți la rând. Și apoi compara desenul lui Galileo cu ceea ce vedea el și după aceea trimitea rezultatele. Deci, la data aceasta, ideea este că atunci când cineva vine cu o teorie științifică, un comitet de experți să fie chemat ca ei să repete aceleași observații și experimente, să verifice matematica și argumentele și să spună dacă savantul respectiv a respectat sau nu metoda științifică. Deci ei nu resping o teorie pentru că nu le convine rezultatele, ci resping că nu a fost observată metoda științifică. În istoria omenirii au fost multe teorii. De exemplu, în Anglia, un tip în 1900, când a apărut radiumul, când a fost descoperit radiumul, se credea că radiumul are proprietăți miraculoase. Radiumul este radioactiv și face cancer, dar femeile își dădeau cu radium pe față, se mâncheau cu radium să strălucească, cu radium și fosfor, era o nebunie cu radiumul. Oamenii beau radium, așa. Și un tip a spus că el a făcut chiar să viață în laborator cu radium. Și foarte mulți biologi au arătat că, din punct de vedere științific, asta nu stă în picioare, pentru că experimentele lui de laborator nu au urmărit o metodă riguroasă științifică. Deci, un expert este cineva care a avut o contribuție la ramura respectivă de știință, ramurile acestea fiind tot mai înguste, și un comitet de experți verifică toată teoria și nu, ei nu spun dacă rezultatul e bun sau nu este bun. Ei spun dacă savantul respectiv ar respecta sau nu metoda științifică și unde n-a respectat-o. De exemplu, dacă un experiment pe care l-a făcut el, ei nu-l pot repeta în laborator.
însemnează că tipul a trișat, da? Deci cineva care a făcut un experiment trebuie să fie repetat la laborator de toți. Ca să dau un exemplu, această teorie conspirativă care, că virusul a fost făcut în laborator, nu este științifică din cauza că există mii de laboratoare foarte bine dotate care au făcut aceleași observații ca acești savanți, doi medici, nu știu ce erau savanți, sau niște medici, să par, din Norvegia, au făcut aceleași observații și nu le-a ieșit la socoteală chestia asta. Știi? Și din cauza asta, acum, publicul larg, în general, este foarte, foarte, foarte ușor influențat, mai degrabă, nu de știință, ci mai degrabă de popularizarea științei jurnal. Jurnalism științific popular. Și vreau să dau un exemplu cu, am ținut recent pe Oxigen o prezentare despre declasificare care va avea loc în curând în Senatul American cu privire la fenomenele aeriene neexplicate. Da? Te-am ascultat despre da, Oxigen. Exact, da. Și acolo vezi că există 95% din toate aceste observații nu au putut fi verificate științific. Există un 5% de observații făcute de piloți militari, confirmate de radar, confirmate din satelit. Au fost mai mulți piloți, au fost două avioane, F-16, de exemplu, care au observat același obiect. Acestea sunt considerate observații științifice, pentru că a fost o confirmare de mai multe surse și cu metode științifice și au fost analizate științific. Restul că ceva a văzut undeva o lumină pe cer sau că a zis că a fost răpit de extraterestri, nimeni nu bagă în seamă, pentru că asta este cultura populară. Da? Și deci aici este diferența între știință și pseudoștiință. Ok, Edi, vreau, dacă ai terminat, vreau să, da, să vorbim un pic despre abiogeneză. Da. Ai spus că nu avem o teorie, doar ipoteze. Nu avem teorie despre abiogeneză, okay. Nu avem o teorie științifică. Acum, oamenii de știință pleacă de la premiza că dacă nu-l văd, dacă nu-l aud, dacă nu-l simt, dacă nu-l pipă pe Dumnezeu, nu există. Adică eu merg să studiez ceea ce văd, ceea ce simt, ceea ce da, se poate da, studia. Da. Nu, cu simt. Poate fi observat cu aparat, poate fi mai precis. Hai să fim clar, oamenii de știință pleacă de la premisa că ceea ce nu se vede există. Cei care pleacă de la premisa că trebuie să vezi cu ochii tăi sunt oamenii simpli, e vulgul, da? Că să trebuie să pipe ca Toma, necredinciosul, trebuie să pipe ca să vă, da? Nu, oamenii de știință pleacă de la premisa că ceea ce nu se vede prin simțuri poate fi găsit de știință. Aș spune mai degrabă aici că Dumnezeu nu poate fi supus unui experiment științific și unei observații științifice. Ok, deci Dumnezeu da, nu poate fi supus experimentul științific. Da. Să presupunem că prima celulă de viață ar fi creat-o Dumnezeu. Da. Nu știm. Da, posibil. Să presupunem că ar fi apărut în miliardele de ani de timp. Da. E că ar putea să mai apară odată în universul ăsta sau oriunde, da, în altă exact, parte a lumii. Exact, da. Bun. O variantă nu exclude pe cealaltă. Adică da, că viața da, putea să apară singură sau că Dumnezeu. Acum, da, cum am putea să știm care e corectă? Bun, Silvio, răspunsul îl vom avea în 20 de ani, de acum înainte. Deci un răspuns științific vom avea 20 de ani. La data aceasta, începând din 90, astrobiologia a fost înființat un laborator de astrobiologie la NASA și presupun că și rușii, și francezii, și chinezii au astfel de laboratoare, dar NASA e indiscutabil, e mult mai avansată decât toate celelalte țări la un loc. Deci NASA este în căutare de viață extraterestră. Dacă se găsesc este viața extraterestră, microbială, că nimeni nu caută decât microbială, pe Marte, pe Venus, Enceladus, pe Europa sau pe Titan, sau dacă prin analiză spectrală, următoarea generație de telescoape, care va fi peste 20 de ani, vor descoperi viață, semne de viață în exoplanete, și asta va fi posibil în următoarea generație, dacă astfel de analiză spectrală va duce la descoperire de viață, atunci știm că viața nu este un fenomen unic, pentru că nimeni nu poate să explice de ce Dumnezeu ar fi creat bacterii pe Marte și, sau pe Venus, de exemplu. Da? Care scopul lui Dumnezeu cu Marte? Înțeleg, care scopul Pământului, dar care scopul cu Marte? Da? Este o planetă pustie. Bun, în cazul acesta, cei mai mulți teologi serioși, catolici sau protestanți, spun că pe ei nu i-ar da peste cap, câtuși de puțin o să descoperire, pentru că
Ei înțeleg că noi suntem doar un atom în imensitatea Universului și dacă Dumnezeu a creat viață, n-a făcut-o pentru pământ. Oamenii pe timpul lui Moise, orice ar fi fost, da? Pe timpul lui Galileo, credeau că sunt buricul Universului și totul se învârte în jurul Pământului. Noi să suntem conștienți că noi suntem atât de mici că practic nu existăm în Univers. Și ar fi greu de crezut că dacă Dumnezeu a creat viața, a făcut-o doar pentru Pământ. Dacă Dumnezeu a creat viața printr-o intervenție specială sau prin legea ale naturii, care nu le înțelegem, asta a făcut-o nu pe planeta Pământ, ci a făcut-o înainte ca să existe planeta Pământ, viață biologică, și a existat un univers înainte ca să existe pe planeta Pământ, iar Universul este un tot. Universul nu este un șir de atomi izolați, Universul este un tot organic. Dacă viața există undeva, există peste tot. Dacă nu există peste tot, nu există nicăieri. Iată, îmi sună celălalt și trebuie să scap de chestia asta. Scapă, Irin, scapă. Bun. Ok, bun, da. Irin, acceptarea teoriei acestea evoluționiste, da, cel puțin pare că intră în conflict cu credința noastră creștină, da. Da. Și credința în Dumnezeu și credința în Biblie, în ceea ce învață Biblia. De exemplu, Biblia spune să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Da. În Cartea Naturii, să mă scuze cei care au spus selecția naturală, nu, în Cartea Naturii, eu observat ceva, că lupul mănâncă oaia, nu? Da, da. Pentru cine mănâncă oaia? Până la urmă... Cine mănâncă oaia? Dumnezeul care a spus de Dumnezeu aproape ca până înșine, ne-a spus să mâncăm oaia. Și ce învățăm de la natură? Ca să fim lupi. Da, da, da. Și ca să fim lupi e bine. Și spun de ce, Sergiu. Iisus ne învață să fim, da, oi, să nu fim, da, ca lupii. Sau, da, cum... Nu, da, Iisus ne învață să fim înțelepți ca șerpi, să fim șerpi și porumbei în același timp. Ne învață să fim un hibrid, da? Șarpele porumbel, adică să fim inteligenți și calculați, să știm să ne apărăm, dar în același timp să nu avem intenții rele. Iisus ne învață să fim noi. Iisus zice, v-am trimis ca periștoi în mijlocul lupilor. Ideea că oamenii trebuie să fie oi este veche și place preoților și pastorilor, bineînțeles. Oaia e un animal domestic. Oaia e un animal domestic, ca și găinile care le arăta, da? Animalele domestice au fost domestici. Cum? Ajungem și la găini. Da, da. Deci animalele domestice au fost domesticite ca să fie mâncate sau exploatate și parte din procesul domesticire este că lor li s-au luat armele de apărare și ele nu le mai au. Animalele sălbatice au arme de apărare, dar animalele sălbatice trăiesc după regula de aur. Își iubesc aproapele ca pe ele înșine și o să spun această iubire față de aproape se merge dincolo de specie. Deci, de exemplu, lucrul pe care îl observăm în animale domestice, în animale sălbatice, da? Este cu cât animalele sunt mai apropiate genetic, cu atâta sunt mai dispuse să sacrifice pentru celelalte animale. Cele mai homogene genetic animale care cunoaște sunt albinele. Albinele au o singură mamă, matca, da? Și din cauza aceasta, toate albinele sunt mai erudite între ele decât sunt erudite cu trântorii sau cu matca. Ele sunt foarte rute între ele. Orice albine este gata să-și dea viața pentru stup. În anii 30, perioada clasică a neodarvinismului, au fost create mai multe modele de privire la evoluția genetică, pentru că genele erau observate prin microscop optic, dar nu se știa structura lor chimică. Însă au fost mai multe teorii pe bază matematică. Pe baza acestor teorii s-a anticipat că cu cât un grup este mai omogen genetic, cu atâta instinctul de a-ți da viața pentru grupul respectiv mai puternic. Asta se vede relația între părinți și copii, între relația între veri, între frați. Cu cât suntem mai apropiat genetic, cu atâta avem instinctul de să ne dăm sacrificăm viața noastră pentru ca să păstrăm genele. Când avem aceleași gene, noi suntem gata să ne sacrificăm ca individ ca să păstrăm acel genom. Deci asta confirmă ipoteza gene egoiste al lui Richard Dawkins. Mergem mai departe acum. Animalele merg mai departe. Animalele protejează prada. De exemplu, cele mai multe animale de pradă nu atacă pui, ci atacă animalul mai bătrân
În general, dacă vezi pe YouTube, sunt foarte multe, multe filmulețe care arată hoarde de lei atacând bivori. Și ați observat că ei atacă bivolii care rămân mai în urmă pe undeva. Da? Sau când niște, un șir de copitate trec un râu, crocodilul de obicei atacă pe cea care rămâne în urmă. O cireadă trece râul în not, cea care nu este prada crocodilului. De obicei, aceștia sunt cei care oricum sunt condamnați să moară în curând. Dar au fost cazuri și puteți găsi pe YouTube, exemplu este pe YouTube, când o leoaică a găsit un pui de căprioară și l-a adoptat, însă nu-l putea alăpta. Puiul de căprioară sugea urechile leoaicei, că n-avea ce să sugă. Leoaica îl sugea. Leoaica a făcut câteva zile de post, a făcut foame, stând lângă puiul acela de căprioară și protejându-l și lângându-l, încercând să-l salveze. Singurul caz când felinele mănâncă pui este atunci când vor să-și învețe puii să vâneze. Atunci folosesc pui. Lupii. Sunt cazuri de copii crescuți de lupi. Lupii când găsesc un copil îl protejează, dar este cazul celebru din Etiopia, care a fost supralicitat în general în blogosfera creștină, anume o fetiță răpită de niște musulmani ca să o facă soție obligatoriu, o fetiță creștină răpită de musulmani, un grup de musulmani în Etiopia. Fetița a început să țipe și o haită de lei, o hoardă de lei, a atacat grupul acela de musulmani, i-au lăsat fetița, au fugit și s-au suit din SUV și s-au îndreptat cu SUV, s-au uitat să vadă cum lei mănâncă fetița. Lei au înconjurat fetița și au făcut de pază în jurul ei, uitându-se amenințător la SUV. Și până la urmă, acești tipi din SUV au văzut că treaba e groasă și au plecat. Lei au păzit fetița până au venit oamenii din sat. Și când au văzut că vin oamenii din sat, au plecat. Nu i-au mai atacat. Deci, instinctul lor le-a spus să protejeze fetița. Pavel acum a vorbit de legea naturală. Ne spune că legea există în noi. Și de ce există în noi? Există în noi pentru că există în fiecare animal. Iisus nu spune să-ți iubești aproape mai mult decât pe tine însuți. Să-l iubești ca pe tine însuți. Vreau să mai dau un ultim exemplu, selecția sexuală. Că ai vorbit de selecția naturală, ai zis da, că... Păi asta vreau să te întreb. Biblia învață să fie soț, soție, să ai o singură nevastă. Da. Dacă intri în lumea naturală și te uiți la Daniel, unde era acolo grămadă de găini, da. Cocoșul, nu? Sau da, taurul exact. și cireada da. de vaș și așa mai departe. Da. Ce exemplu sexual luăm din natură? Da. În primul rând aș vrea să spun că în natură sunt animale monogame și animale poligame. Okay, deci asta sunt animale, sunt așa cum în Biblie sunt oamenii lui Dumnezeu poligam, ca Avram și Solomon, iubit de Domnul și David, om după inima Domnului, și oamenii lui Dumnezeu monogam. Acum, omul este monogam prin natură. În primul rând, cum facem diferența între un animal monogam și unul poligam? De exemplu, dacă te uiți la păsări, eu am o pasiune pentru păsări, observ că atunci când masculul și femeia au același penaj, însemnează că își clocesc puii împreună. Când au penaj diferit, masculul are penajul mai țipător și femeia are penaj de camuflaj. Scopul masculului este să atragă predatorii fugind și să-i ducă mai departe fugind, în timp ce femeia stă pe ouă și se camuflează în mediu foarte bine. Deci, selecția sexuală este foarte puternică în natură și dacă o privești la distanță, se pare că natura e un bordel. Natura nu este un bordel. La animalele poligame, vreau să merg la mamiferele poligame, inclusiv la cimpanzei. De fapt, există... Există plăcere la ei sau... Cum? Există sex de plăcere la animale? La cimpanzei, da. Numai la animalele superioare, la delfini, la cimpanzei, la câini. La animalele inteligente există sex de plăcere, indiscutabil, da? La animalele mai puțin inteligente este doar instinctul, cum spunea Eminescu, și la pasăre le abate de vreo două ori pe ar. Nu e așa? Ca găinile lui Daniel, da? Dar alea sunt domestici, e altă problemă. Să vorbim, deci, în turmele de animale sălbatice, de bizon, de cerb, de și mai departe, în perioada de reproducere există duieluri. Și în aceste duieluri, de exemplu, între cerbi, niciodată nu se soldează cu moarte. Și cel care arată că este superior fizic, câștigă și celălalt ia poziția de supunere. El lasă capul în jos și ridică fundul în sus. Asta însemnează că el se declară femeie. Într-o turmă de divoli africani,
când taurul care este alfa male se apropie de un alt taur care nu e alfa male, acesta ia pusă de supunere imediat. Între câini se întâmplă la fel. Un câine se apropie de al câine și celălalt ia poziția de supunere. Dar la lup e altfel. O se întoarce cu burta în sus și celălalt îl gâdilă pe burtă cu limba. Deci e ceva mai prietenos. Însă nu iese sânge niciodată, dar sunt dueluri. Deci chiar între animalele poligame, motivul pentru care sunt poligame este că masculul care e cel mai bine dotat pentru supraviețuire are dreptul natural să se reproducă, să își împrăștie genele, în timp ce masculul care nu e atât de bine dotat pentru supraviețuire nu are acest drept și trebuie să aștepte până la sezonul următor de reproducere, că poate va avea noroc. La păsări, când păsările cântă, ele nu cântă ca să ne distreze pe noi, ele cântă ca să-și arate genele. Își arată prin cântecul, arată cât de sănătoase este genomul lor și femeia va alege pasărea de pe creanga cea mai de sus, care cântă cel mai frumos, sau uneori care face cuibul cel mai bun, altă fac cuibul împreună, dar femeia alege genele cele mai bune. Între oamenii aceeași chestie. Deci între oamenii, adolescenții se dau mari. Și să folosesc aici o comparație. Fazanul are o coadă foarte lungă, care îl face vulnerabil. Dar ce vede femeia? Dacă tipul ăsta cu coada asta atât de lungă n-a fost mâncat de vulpe până acum, înseamnă că are ceva în cap, e deștept tipul, da? Și atunci femeia îl alege pentru reproducere, fiindcă are coada lungă și are penajul foarte colorat care atrage predatorii, dar totuși tipul a supraviețuit. Acum, un adolescent se dă mare cu sporturi de risc, de exemplu, ca să impresioneze o fată și exact aceeași chestie. Deci, una dintre problemele care le avem noi la data aceasta este că selecția sexuală a dispărut, practic, la fel ca selecția naturală între oameni și din cauza aceasta, noi la data aceasta, genetic, suntem într-un proces în care mutațiile rele, genele de inteligență se înmulțesc în populație. Selecția naturală, selecția sexuală le-a ținut rău. Deci, înainte, într-un stat românesc, un Flăcău nu se căsătorea până nu era în stare să-și facă car, să-și cumpere boi, să-și facă casă. Cazul lui Iacob a trebuit să arate că e în stare să facă ceva. Și cumva i-a fost dat de pe credit soțiile. Dar trebuia să arate mai întâi. Femeile erau cumpărate de multe ori, erau cumpărate și această cumpărare a femeilor arăta că omul e în stare să facă bani și în asemenea zi, fata venea cu zestre la rândul ei și asta ducea la o anumită selecție, adică idiotul, prostul, nu avea voie să se căsătorească, să facă copii. Putea să se facă ce vrea, dar nu avea voie să facă copii. La data aceasta, din potrivă, nu mai există nici selecție naturală, nici selecție sexuală în societate și noi ne generăm ca inteligență, e vizibil. Din anii 70 deja se vede generația, deja se vede, se observă în teste de IQ această scădere de inteligență, dar geneticienii ne spun că această scădere de inteligență a început, de fapt, mai de mult, când a încetat presiunea selectivă asupra celor de inteligență. Deci, legea naturii, așa spun, nu intră în opoziție cu porunca lui Hristos. Dar în același timp, vezi că chiar și Vechiul Testament are anumite reguli foarte primitive. Sunt anumite reguli acolo care fac ca idiotul și degeneratul să nu se poată reproduce. Edi, da. Pare că am stat o săptămână să vorbim continuu despre tot ceea ce spui tu acum și observi natură, inteligența asta, între specii, în cadrul speciei. Da. Ce vreau să te întreb, nu consider că e ceva pus de Dumnezeu acolo? Pentru că accident plus accident plus accident plus accident și totuși vedem ceva inteligent. Vedem că nu e ceva așa la întâmplare. Nu? Da, bun, Sergio, o să-ți răspund. Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a inventat selecția naturală și selecția sexuală și a lăsat jocul naturii să creeze această formidabilă diversitate pe care o vedem în jurul nostru. Dumnezeu nu acționa ca un inginer care face o mașină. Și acționat, așa cum spune Iisus, aruncă sămânța. Și unde cade, cade. Și dacă e mâncată, e mâncată. Dacă crește, crește. Dacă se usucă, se usucă. De ce? Și răspunsul e foarte simplu. Gena, gândește puțin, oamenii au gene. Într-o populație există un număr de alele. Ce sunt alelele? Sunt mutații de la gena originală, care numită wild, numită gena sălbatică. Au fost mai multe mutații care fac ca în anumite populații să existe mai multe variante la aceleași gene. Acum,
într-o populație, o pereche face, să zic, 8 pui în viața ei sau 10 pui. Dintre aceștia supraviețuiesc 3, 4, 5, 8. Niciodată nu supraviețuiesc toți, da? Supraviețuiesc cu număr. Cine sunt cei care supraviețuiesc? Cei ale căror gene îi fac capabili să supraviețuiască mai bine decât pe altele. Dacă lași matematica să lucreze, dacă faci aici un simplu calcul matematic, ce vei observa este că în acea populație, acele gene care asigură ca o pereche, la o pereche să supraviețuiască 8 pui, în loc să supraviețuiască 6, să zic, da? Deci, repet, dacă toți pui ar supraviețui, n-ar fi loc pe pământ de toate formele de viață. Cei mai mulți pui care se nasc mor, în ciuda cântecul nostru frumos sus pe o creangă de pui. Vreau să spun că Dumnezeu nu are grijă de pui când bate vântul, da? Mor. Și mor și e bine că mor. Pentru că dai găina proastă și găina sălbatică e mai deșteaptă, ca și mai agilă. Fiindcă asta se numește selecție naturală. Edith, acum, Edith, ca o paranteză. Să termin fraza. Să termin fraza. Deci, genele, dacă faci calculul matematic, zic că știu că ești tare la chestii din astea de statistică, dacă faci calculul matematic, vei observa că genele care asigură un mic avantaj de supraviețuire, de-a lungul generațiilor se îmbunătățesc exponențial în populație. Da? Și așa face că, practic, la data aceasta, după sute de milioane de evoluție multicelulară, după miliarde de evoluție multicelulară, există acest design inteligent la toate speciile și este un design inteligent. Dar Dumnezeu nu l-a creat cum ne închipuim noi că s-a jucat ca la măsuța de nisip cu figurile. Dumnezeu a creat niște legi, printre care legea selecției naturale. Ok, nu, doar vreau să te întreb, nu crezi că știința farmaceutică este împotriva selecției naturale la om? Ba da. Nu, acum vreau să spun o chestie. Prelungirea vieții, în general, vine după vârsta de reproducere și nu este nimic rău ca omul să se bucure de viață și înainte de vârstă și după reproducere. De asemenea, nu este rău să ții un om ca Stephen Hawking în viață. Hai să ne gândim, da? Deci știm, pe Stephen Hawking, selecția naturală ar fi eliminată, nu-i așa? Nu, dar mă refer acum la copii. Da, la copii. Problema care este aici? La data aceasta, concepțiile astea politice, liberale și conservatoare, lucrează împotriva selecției naturale, în sensul că dacă, pe de o parte, vin catolici și religioși cu ideea să nu folosești condom și să nu folosești contracepție și vin ăștia diversi evanghelici extremi să-ți faci câți copii stă Domnul și câți îți dă Domnul atâta faci, să n-ai nici măcar un joc natural de protejare în timpul sexului, faci cât îți dă Domnul, că toți de la Domnul. Pe de altă parte, vin liberalii care spun că dacă vrei să aplici controlul nașterilor la negri din Africa sau la alte populații sărace, tu ești rasist și faci genocid și așa mai departe. Însă, uite, ia exemplul Chinei, că se vorbește foarte mult de China. China a impus niște măsuri draconice de a reduce explozia populației. Dacă China nu impunea aceste măsuri, noi să aveam o problemă globală cu chinezii. Nu știu să știe ce aveam. Dar China a impus aceste măsuri draconice. Într-o generație, China a trecut de la sărăcie la un standard de viață de lumea a doua și în 10 ani va fi la standard de viață de lumea întâi, China. Așa cum este China de comunistă. Las la parte aspectul politic. Ca standard de viață, China a trecut de la o națiune care se murea de foame la o națiune de diabetici și obeși în generația prezentă. Deci asta spune foarte mult, plus a devenit o forță financiară și tehnologică pentru că a redus explozia demografică. Mai devreme sau mai târziu, noi va trebui să luăm măsuri, să spunem că reproducerea nu este un drept uman. Reproducerea nu e un drept natural, în primul rând. Natura nu lasă pe oricine să se reproducă. Noi va trebui nu să lăsăm să lucreze selecția naturală sălbatic, că ar fi inuman, dar noi va trebui totuși să interzicem nașterea de copii la cuplurile care nu sunt capabile să educe, să-i crească, să-i le dea educație, să fie oameni civilizați, sau acele cupluri care, aici periculos să umple la aspectul genetic, probabil că... Bolnavi, nu? Cum? Da, dar aici sunt multe, multe cutii ale Pandorei. La data aceasta există nu numai cu tehnologia CRISPR-Cas,
Dar mai nou, acest vaccin nou de ARN care a fost făcut, e mai eficient chiar decât CRISPR-9. Era umblat la genom. Și se vorbește deja, acum, bun, dacă un cuplu are o tare genetică, haide să corectăm copilul, da? Îi facem un vaccin, un Pfizer, o formulă peste 10 ani de Pfizer, da? Îi facem inginerie genetică pe bază de CRISPR-9 Cas, care este foarte ieftină și foarte simplă. O poți face și tu la tine în garaj, dacă vrei, dacă ți-e echipament, o poți face tu la tine în garaj, treaba asta. Bun, atunci, un medic chinez a făcut deja la două fetițe, le-a făcut imune la AIDS. Și a fost băgat în pușcărie și bine a vrut chirurgia că a băgat în pușcărie. Adică aici este nevoie ca în viitor să se adune și oamenii de știință și politicienii și reprezentanții religiei, de ce nu, să se adune la o masă rotundă din toată lumea și să hotărească niște reguli. La data aceasta, tehnologia de inginerie genetică depășește nivelul la care ne aflăm ca legislație și etică. Și din cauza asta trebuie să facem pas înainte. Ok. Edi, vreau să-l salut pe Mihai Bijacu, care... Așa-l salut. Mă bucur că s-a întors. Credea că o să mai întoarce. Nu, dar știi ce? Salut, Mihai! Salut, Mihai! Funcționează microfonul? Bun. Vă salut și eu. Stai liniștit. Nu m-am întors până acum, că a fost multă treabă. E mai complicat, dar... Mi-a plăcut discuția de a data trecută, Edi, și sper că mai putem discuta. Creștem împreună. Eu i-am propus lui Silviu ceva. I-am propus lui Silviu să facem o dezbatere, dar o dezbatere structurată, o bazată structurată, așa cum se face, desigur. Lumea civilizată, știi? Corect, corect. Cu moderator, cu timp, cu ceasul. Foarte frumos. Absolut. Da, fără resentimente, pentru că cred că nu suntem adventiști tipici ca să ne dușmănim fiindcă avem idei diferite. Da? Edi, eu chiar vreau să spun, dacă îmi dai voie puțin, Silviu, eu chiar vreau să spun că eu cred că noi, adică noi cine? Toți, trebuie să discutăm cu oameni cu care nu suntem de acord. Absolut, da? Deci cum sunt eu cu tine, de exemplu. Da, pentru că așa creștem. Adică oricine are un unghi mort. Toată lumea are unghiuri moarte din cauza presupunerilor noastre filozofice. Exact, și cel cu care nu ești de acord, el ți le va vedea imediat, foarte absolut, rapid. Absolut, absolut, absolut. Și de asta zic că e foarte bine să discuți cu oameni cu care nu ești de acord. Nu trebuie să ne dușmănim. Tu ai ideile tale foarte bine, eu am ideile mele foarte bine. Perfect. Deci să avem o dezbatere, da. Mă bucur, pentru că în generația mea nu există această posibilitate. Am propus un Florin Leu și m-a blestemat cu toate blestemele bine. Aici suntem 34 de persoane, s-ar putea să avem 34 de opinii diferite. Edi, Încerc vom avea opinii diferite. Cineva mi-a scris ceva de genul ăsta, zice, mi-a plăcut de Edi, dar și-a că am găsit nașul data trecută. Ok, mă bucur. Cu atât mai bine, țărești lui, cu atât mai bine. Nici am problemă. Da. Apuce înainte să ajungă cât mai sus. La răzitul Ifalic, să-i chiar al meu apus. N-am nicio problemă cu treaba asta. Dar încă nu cine scoate sabia din teacă nu se laude ca cel care a băgat. Eu zic să facem rezultat. Corect. Eu aș vrea să continuăm. Eu mai am, cred că, o întrebare. Uite, eu, Silviu, mă bucur că am putut intra puțin. Eu iarăși trebuie să plec exact la timp. O să desleau pe băiatul meu de la școală și să ies acum. Am să mă uit la emisiune după ce se termină să văd și eu cum este emisiunea. Edi, mult succes! Mă bucur când am ocazia să te aud și m-aș bucura să avem ocazia să vorbim, să discutăm, absolut, cum ai spus tu, structurat, cu moderator, exact așa. Anytime, bro! Toate cele bune! Domnul cu voi! La revedere! Edi, ziceam că e ultima întrebare. Eu mai am câteva, dar vreau după această întrebare să vă pregătiți, cei care sunteți prezenți, pentru că vreau să aud întrebări de la voi. Întrebarea mea este, crezi că în procesul ăsta evoluționist omul va evolua și va ajunge la o altă specie? Nu, niciodată nu. De ce? Bun, aici intră temele lui Harari, da? Ok, cu Homo Deus. Nu va ajunge la altă specie. Și de ce? Deci, mecanismul de speciație implică două condiții. Unul este când două populații sunt separate din obstacol natural. Veverițele de pe cele două părți ale Marului Canyon, mă rog, observația pe care a făcut-o Darwin între două specii de Nandu, în America de Sud,
observațiile făcute de Darwin în Galapagos, mai ales, da? Însă așa, aici intrăm în alt domeniu. Al doilea condiție, aici intră observația genială a lui Darwin în Galapagos, care a revoluționat biologia. A doua, speciile, mecanismul de speciație apare când apar nișe noi neexploatate. Deci, natura se schimbă tot timpul, continentele circulă de colo-colo, de la o latitudine la alta, nu-i așa? Clima se încălzește, se răcește, efect toate aceste chestii, natura se schimbă tot timpul. Geografia se schimbă, întotdeauna apar nișe noi ecologice. Și atunci apar speciații noi, exemplu cel mai bun e ursul copolar, da? Deci urșii din America și din Europa sunt o rămășiță a glaciațiunii. Ei se află pe munți, în special pe munți, mai rar se află la șez, din cauza că sunt acolo din timpul glaciațiunii. În timpul glaciațiunii au fost peste tot, cum arată ursul peșterii, dar după aceea s-au retras pe munți pentru la climă mai favorabil pentru ei. Acum, la un moment dat apare o mutație într-o populație de urși din America, și aceasta sau din Siberia, mă rog, din Europa, unde apare o mutație care nu e ceva extraordinar. Blana ursului nu mai are culoare. Apare ursul alb. Ursul alb nu e alb, să fie clar. Ursul alb este un alb cu o blană nepigmentată. Acest urs alb, dintr-o dată, are un avantaj că poate vâna pe zăpadă și nu este văzut pe zăpadă. Și atunci el se întinde tot mai spre nord. Și întinzându-se spre nord, de asemenea, el, spre zonă de lupul care, ursul care este undeva mai sud, de la mănâncă și plante. Acest urs trebuie să aibă o alimentație pur carnivor și așa mai departe. Apar alte adaptări care sunt selectate și cu timpul apar două specii, din cauza că apare o nișă diferită, pe care o anumită mutație oferă un avantaj de supraviețuire. Un alt exemplu care este bine studiat genetic este cazul peștilor din Antarctica, care, așa cum se știe, au antigel și nu au pigmenți, nu au sângele pigmentat. Sunt transparenți, sunt de sticlă. Și ce se întâmplă? Genetic se poate vedea că a apărut o anumită mutație în populație, da? Deci problema este că... La om de ce nu se poate? Deci nu se poate, da, perfect, bine că mi-ai adus aminte, da. Omul are două probleme aici. Mai întâi se poate și ca dovadă, numai câțiva zeci de mii de ani de evoluție au apărut patru rase distincte. Africani, europeni, asiatici, amero-indieni, care sunt cei mai tineri rasă. Aceste rase, la rândul lor, s-au diversificat. Deci, asiaticii sunt mai multe rase și popoarele din mările sudului sunt asiatici, sau cele din Australia și Noua Zeelandă sau Iusosomul se trag din asiatici. Dar ei s-au schimbat. Și de ce s-au schimbat? Pentru că au fost în condiții de izolare genetică, s-au reprodus între ei. Acum, problema este că situația s-a durat câteva zeci de mii de ani. Adevărul este însă că dacă privim la genomul uman, ce vedem în genomul uman este că în istoria lui, și nu mă refer doar la istoria modernă, chiar și în preistorie, omul a adunat gene de peste tot. Omul a umblat tot timpul. A plecat din Africa, a mers prin Orientul Mijlociu, a ajuns în Europa, s-a dus în Extrem Orient, s-a dus în insulele Pacificului, s-a dus în America, a plecat din insulele Pacificului până în America iarăși, deci din Japonia până în... Studiile genetice arată că în Neolitic japonezii au navigat până în America de Sus, s-au amestecat acolo. Deci în tot timpul a fost ca o mașină de spălat care se învârte tot timpul. Da? Genomul uman, dacă le iei în timp, dacă ai accelera, ai avea impresia că este învârtit și o mașină de spălat care tot timpul se amestecă. Asta face imposibil ca să existe speciație. Deci, dacă ar fi rămas o specie pură, ar fi... Dacă ar fi crescut izolat, da, dar nu era posibil acest lucru, pentru că aici e un alt aspect al omului. Spre deosebire de toate celelalte specii care le cunoaștem, omul este unic în sensul că el nu depinde de niște adaptări ca să exploateze o anumită nișă, ci el și-a creat un mediu artificial, casă, haine, unelte, nu? Focul. Din cauza asta, cele mai mari invenții ale omului au fost focul și acul de cusut, care au permis să meargă peste tot. E frig, e cald, e apă, e uscat, nu contează. Omul supraviețuiește.
Dar nu supraviețuiește fiindcă e adaptat la o anumită nișă ecologică, ci pentru că el trăiește într-o bulă tehnologică care pe baza care poate merge oriunde. Și asta face imposibil ca să existe speciație la om. O genă nouă care apare se dizolvă în genom, în metagenom. Deci în momentul când apare mutație nouă, aceasta nu poate să fie dominantă pentru că se răspândește imediat în tot genomul. Nu este, ai nevoie de o populație mică ca această genă să devină dominantă, să se fixeze. Nu se va fixa în genom din cauza că tot timpul ne reproduce. De asemenea, să nu uităm, la om nu există selecție naturală. La omul selecția naturală nu există pentru că omul trăiește într-o zonă artificială în care natura nu selectează. Da, există o selecție socială, adică trebuie să fii băiat deștept, dar știți că nu totdeauna tipul cel mai deștept are cei mai mulți copii în societatea noastră. Cei mai deștepți nu fac mulți copii pentru că își pot controla nașterile. Și în situația aceasta, dacă apare o mutație care oferă superioritate, nu oferă superioritate reproductivă, un tip foarte inteligent, nu zice, ok, eu sunt foarte inteligent, hai să fac 30 de copii acum, sau 10.000 de copii ca Solomon, sau cât eu fi făcut, el nu știu, nu. Omul zice așa, domnule, hai să zic că fac 4-5, să zic, haide, da? Și ai fac prin implantare, mă rog, chestii noi. Dar îi fac cât pot să am pentru fiecare un miliardar, spune, pentru fiecare o dădacă, pentru fiecare, mă rog, un cont în bancă, pentru fiecare școală privată, pentru fiecare condițiile cele mai bune. Asta face omul care reușește, un Zuckerberg, un Musk, un, mă rog, religiez, asta face tipul nostru. Deci nu pot să zic că genelor se vor răspândi foarte multe populație. Dar se răspândesc genele categoriei opuse. Alea se răspândesc foarte mult. Deci, în privința aceasta, nu e posibil ca să vezi omul evoluând la o altă specie. Nu poți să vezi, nu este posibil o speciație în Homo sapiens. Ok, mulțumesc, Edi. Aștept întrebări. Marius, astăzi ziceai că vrei să pui o întrebare. Ești aici? Putem să te vedem? Putem să te auzim? Dacă nu și are altcineva pregătit o întrebare, rog să intervină. Alo? Mă auziți? Te auzim foarte bine, Marius. Perfect. Iar l-ai oprit acum. Ai oprit microfonul. Acum. Acum auziți, da? Vreau să vă salut pe toți și înainte de toate vreau să-ți mulțumesc ție, Silviu, că ne-ai dat ocazia să ascultăm și să învățăm cât mai multe de la domn profesor, de la... Eu nu sunt domn profesor. Pentru mine să știți că sunteți și mă bucur că pot să vă spun fiecare vine. I-am spus lui Edi că pentru mine este ca profesorul din pelicula Casa de Papel, pentru cei care au văzut. Și pentru mine la fel. Ce vreau să întreb în această seară, total diferit de ce s-a vorbit până acum. Am dilema asta, care cred că tot timpul a fost în religia adventistă, cu sabatul. Da. Și chiar aș vrea să, cred că chiar aș vrea să mă lămuriți, pentru că de multe ori ne confruntăm cu situația asta și mie mi se pare că aici este tema mai mult pe religie decât pe credință. Și atunci, fără să supăr pe nimeni, cred că religia adventistă încă a rămas la situația, la chestia din Vechiul Testament, cu legile, sunt mai mult legaliști decât credincioși. Marius, tu ești adventist? Nu, eu nu sunt adventist. Ai fost vreodată? Nu sunt adventist. Nu. Am fost de mai multe ori și... Nu la adventist, dacă ai fost adventist. Nu, n-am fost niciodată. Nu, n-am fost niciodată. Observația e validă. Okay. Observația e validă. N-am fost niciodată. Da. Dar totuși eu cred că ei încă au rămas la da, timpurile din trecut. Da. Cu toate că suntem în epoca în care suntem și în anii care trăim. Marius, eu totuși vreau să te contrazic un pic. Eu simt că e nevoie, după 6 zile, să te odihnești, pentru că eu mă simt obosit dacă aș lucra în fiecare zi. Chiar vreau să te întreb, Edim. Până la urmă, cum se împacă, așa cum zice și Marius, cum se împacă treaba asta cu
Pentru că Biblia spune 6 zile să lucrezi, pentru că în 6 zile a făcut Dumnezeu, cum a spus și în alte ocazii, și totuși evoluționism spune că s-a creat, s-a făcut în miliarde de ani, milioane de ani, miliarde viața. Cum împăcăm lucrul ăsta cu nevoia din ființa umană de a se, de a se odihni? Da. Vreau să mai, vreau dar, să mai punctez un singur lucru. Da, spune Marius. Chiar am întrebat, eu frecventez o biserică evanghelistă și chiar întrebându-l pe pastor astăzi, el mi-a spus în felul următor, zice, Marius, eu mă odihnesc în Domnul în fiecare zi. Asta a fost răspunsul lui cu privire la sabat. Da, sunt două aspecte la întrebarea ta, Marius, unul teologic, mă rog, dacă trebuie sau nu să ținem sabatul și cu odihna săptămânală, la care am mult de discutat. Eu vreau să spun la... Scuze-mă numai puțin, Edi, ca să completez întrebarea lui Marius, că azi chiar am stat de vorbă cu Marius, am mâncat împreună și spunea, zice, voi, pe mine mă deranjează adventiștii, care la ora 2 spune, trebuie să las lucru, că trebuie să plec și trebuie să ajung acasă când începe sabatul. Și îl deranjează ideea asta fanatică de a respecta o zi. Da. Acum, nu știu dacă aș vrea să pun și o întrebare înainte de a răspunde întrebarea lui Marius, dar pastorii evanghelici, din câte știu eu, baptiștii și penticostale, ce mai mult să accepte literal raportul creației, nu-i așa? Marius, pastorul tău acceptă literal Geneza? Nu știu. Ok. Marius, se aude. Ai microfonul chis. Acum auziți? Da. Da, o acceptă. Literal, acceptă. Nu? Literal, da. Da. Cea mai multă literatură creaționistă vine de la baptiști penticostali. Adventiștii au fost primii care au venit cu așa zis creaționism științific, dar au lăsat-o mai moale în ultimul timp. La data aceasta, creaționismul în adventist se susține mai mult de pastor decât de profesori universitari de biologie sau medici și așa mai departe, de la Loma Linda, din universitățile adventiste. Cei mai mulți spun, în sabat mergem la biserică și ne odihnim și ne închinăm, dar când venim la curs, studiem evoluția, că altfel nu studiem biologia umană. Așa spune la Loma Linda, la curs de biologie umană. Bun, acum vreau să vă răspund, Marius, care este problema asta? Mai întâi, vreau să leg de teoria evoluției, în primul rând, și în formă o să răspund și la întrebarea lui Silviu. După teoria evoluției, nu a fost, Geneza nu trebuie luată literal, și cu care sunt total de acord că a luat Geneza literal dovedește, să zic, mai ales în timpul nostru, este ca și mai crede că Pământul e plat, e același lucru. Că Geneza, printre altele, ne spune că Pământul e plat, să nu uităm, Geneza, de fapt, este nu numai geocentrică, este și implică și Pământul plat. Pentru că nu pot exista 7 zile decât de 24 de ore pe tot Pământul. Acum, problema este așa, să dau folos cu analogie. Când luăm Sfânta Cină, noi protestanții spunem că cina, că pâinea și vinul sunt simboluri ale trupului lui Iisus, în timp ce catolicii și ortodoxii și luteranii spun că pâinea și vinul este trupul lui Iisus. Da? La fel este cu sabatul. Adventiștii naivi consideră că fiecare sabat este o aniversare la 7 zile a creației. Concepția naivă, și eu am mai discutat de multe ori, găsiți destul de referințe aici, este foarte naivă. Sabatul vine din ciclul lunar, de fapt. Dar în același timp, sabatul poate fi un simbol al creațiunii, fără să fie aniversarea literală a celor 6 zile în care Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Aici, deci, aici, la fel ca cina Domnului, eu consider că sabatul este un simbol al creațiunii din cauza narațiunii din Geneza, care este universală, normal că e un simbol al creației, dar pentru asta nu semnează că este aniversarea la fiecare 7 zile a creației. În privința problemei care a spus-o Silviu, aș vrea să spun ceva, Marius. Creștinismul nu s-a născut cu neoprotestantismul și cu evanghelicii. Da? Creștinismul are 2000 de ani. Poziția creștină la început a fost că, într-adevăr, Iisus este sabatul nostru, dar nu în sensul că nu avem nevoie de o simpusă deoparte. A fost totdeauna o controversă între creștini. La început țineau și sâmbăta și duminica
Și de ce au început să țină duminica? Fiindcă sâmbătă mergeau la sinagogă, așa cum i-a trimis Iacob în fapte 15, mergeau la sinagogă și după aceea a doua, când apunea soarele, frângeau pâinea împreună sau a doua zi frângeau pâinea împreună. Însă creștinii au adoptat de la evrei ideea că ai nevoie de o zi de odihnă săptămânală, mai ales că asta era doar a evreilor. Ideea unei zile de odihnă săptămânală, care era aceeași ca și la evrei, adică era legată de luna nouă, luna plină și încă două între, la șapte zile între cele două, toată această idee unei nevoie de odihnă săptămânală era universală în Orientul Mijlociu, mai puțin la egipteni și la romani. Romanii, până și-au reformat calendarul și au făcut și ei săptămâna de șapte zile. Se pare că optim este odată la șapte zile să ne odihnim. Creștinii au zis, noi nu acceptăm sabatul evreu, în sensul că nu acceptăm toate regulile vechi testamentare, fiindcă Iisus este odihna noastră, dar noi același timp avem nevoie de o zi pentru recreație și activități spirituale. Și dacă e porunca din Deuteronom, porunca din Deuteronom nu spune pentru că șase zile a făcut Dumnezeu cerul și pământul, ci spune altfel, adu-ți aminte că și tu ai fost rob în Egipt și de aceea lasă pe robul tău să se odihnească și lasă și pe animalul tău să se odihnească. Deci în privința aceasta, creștinii de-a lungul timpului, și aș vrea să spun iarăși, noi neoprotestanții nu existam pe vremea aceea, nu noi am inventat roata, da? Teologia nu s-a ascult între neoprotestanți. Creștinii de-a lungul timpului au considerat că sabatul face parte de legea naturală. Apostolul Pavel ne spune că creștinul este sub legea naturală. Romani 1:2, el vorbește despre legea naturală, neamurile au legea în ei și o parte din această lege naturală a neamurilor este că o zi din șapte la neamuri totdeauna a fost dedicată odihnei și evreii au făcut o chestie extraordinară după exilul babilonian, au făcut din sabat o zi de studiu a legii, a Torei, iar creștinii au făcut din sabat, sâmbătă sau duminică, nu vreau să discut aici, au făcut din repausul săptămânal o zi de alimentare spirituală. Unii au fost mai strict și au spus să nu faci nicio activitate recreativă, alții mai laci, dar în general ei au plecat de la premisa că ai nevoie de o zi de activitate, pentru activitate spirituală și pentru recreație. Și pe undeva nevoia asta este în noi. Și de ce este nevoia aceasta în noi? Măsurarea timpului a început odată cu Revoluția Agrară și cu civilizația. Înainte de civilizație, omul se scula dimineața, ieșea din colibă, rupea o banană, pridea un animal, îl mânca, formă, dacă avea mâncare, dansa în jurul focului, spuneau povești și așa mai departe. Asta era viața omului înainte. După ce a apărut civilizația, omul a fost supus în ciclu de muncă și omul a trebuit să muncească tot mai mult și a înțeles că are nevoie de odihnă. Și optim pentru biologia umană este o zi la șapte sau două zile la șapte, de celul, dacă mi se permite, de ciclu muncă odihnă. Asta este legea naturală. Că un creștin va dedica această zi și unor activități spirituale, mi se pare normal. Da? Și de asemenea, mi se pare absurd să interzici activități recreative, cum ar fi să te joci cu mingea sau să faci nu știu ce în zi de sabat. De asemenea, nu vreau să intru într-o controversă sâmbătă sau duminică. Dar vorbesc despre cei adventiști, Marius, aș vrea să spun ceva. Ceea ce are bun adventismul, și acest bun a luat de la evrei, nu l-au inventat ei, ce are bun adventismul, este că au înțeles că pentru a te bucura de această odihnă săptămânală, spirituală și fizică, ai nevoie de o disciplină. Și asta mi se pare că este foarte important, asta au înțeles evreii, în orice aspect. De exemplu, dacă intri într-o expoziție, sau hai să vă spun un domeniu care Silviu știu că e familiar, sau Daniel e familiar, dacă vrei să te bucuri de muzică, ai nevoie de disciplină. Și Silviu și Daniel sunt buni la muzică. Mai ales Silviu, nu știu Daniel, dar Silviu știu că e foarte bun la muzică. Silviu este bun la muzică pentru că și-a impus o disciplină. Înainte ca să se bucure cântând la pian, el a învățat metodă. Și i-a dat profesorul de pian peste degete cu linia de nu știu câte ori, până a făcut toate chestiile alea, a intrat revenit și după aceea s-a putut bucura de muzică. Intri într-o expoziție. Dacă n-ai cultură de istorie arte, nu te poți bucura de un tablou și așa mai departe. Te duci la not. Mie îmi place notul.
Nu te poți bucura de nou dacă nu știi să not stil. Da, te bagi în apă și te scalzi, dacă știi să not stil. Nu te poți bucura de fotbal dacă nu știi să joci. Te uiți la un meci de fotbal, dar nu te poți bucura de el dacă nu știi să joci, dacă n-ai jucat fotbal. De la fel, sabatul necesită o disciplină și această disciplină se învață, devine o deprindere. Și după ce ai o deprindere, e bine să păstrezi această disciplină. Pentru că dacă nu păstrezi această disciplină, pe la urmă dispare sabatul sau mie de lucru care te pot distrage. Așa că această disciplină e bună, dar nu cu rigor absurd. În sensul că nu mă duc la restaurant în sabat sau nu pun mâna pe minge în sabat, asta sunt rigori absurde. Însă, în mod clar, ai nevoie să spui, domne, acum începe sabatul meu și de acum încolo, sabatul a fost făcut pentru om, da? De acum încolo eu nu sunt sclavul niciunei convenții, niciunei interes, nu sunt nici măcar sclavul banului și al muncii, de acum încolo eu mă bucur de sabat ca o zi în care pot fi total liber de orice distracție. Interesant. Mulțumesc, Edi. Mihai vrea să completeze ceva. Mihai Bijacu, văd că a intrat din nou și a spus că vrea să completeze. Mihai. Mulțumesc, Silviu. Aș vrea să completez o parte din ce a spus Edi. Foarte bine a zis Edi, că nu, în sabat nu suntem sclavul niciunui lucru. În același timp, sunt de acord cu o parte din ce a spus Marius. Din păcate, foarte mult în adventism există un fanatism în ceea ce privește păstrarea sabatului. În care, cum a zis și Edi, face niște reguli care nu sunt neapărat intenționate de Dumnezeu și Dumnezeu a intenționat sabatul pentru om ca să fie o zi a bucuriei și a relației cu el și cu ceilalți. Iarăși, nu intrăm în discuția dacă e sâmbătă sau duminică. Asta e altă poveste. Da, absolut. Așa. Și bine, dar, spus-o că te întreb. Ce vreau să spun? Spune. Când vorbim de sabatul creștin, atât păzitorii duminici cât și ai sâmbetei, da, s-au străduit să creeze un sabat creștin, da, în armonie cu legea naturală mai degrabă decât cu decalogul. Asta okay, e problema, da? Da, că da. Decalogul nu spune să mergi la biserică în sabat, de exemplu. Nu, noi am inventat asta cu... Și dar din păcate noi am încărcat... Noi am încărcat sabatul, deci trebuie să mergi și vineri seara, trebuie să mergi sâmbătă dimineață, dacă se poate de la instructor, sâmbătă pămează, iar înapoi. Dar, Mihai, dă voi acum să spun și nu vreau să avem o dezbatere. Care este problema? Ideea că sabatul e zi de sinagogă a fost inventată de Ezra, și așa, creștinii au luat de la evrei ideea că sabatul e zi de biserică. Și e foarte bună, ideea, adică nu e zi de stat tolănit la umbră, ci zi de mers la biserică, corect. Da, nu, eu ce am vrut să spun este că uneori cred că încărcăm prea mult cu mersul la biserică și nu lăsăm pentru altceva. Aveam un presbiter la biserica de Jamaican care la un moment dat îmi zice, ce facem după amiază? Păi zic, da, fiecare, nu, cum a zis el, nu trebuie să le dăm la oameni prea mult timp liber. Adică trebuie să-i aduci la biserică Da. Dar eu vreau să mă refer puțin și la un alt aspect. Aici am scos-o, dar îmi pare că te întrebi iarăși. Aici ai mai degrabă influența puritană, așa au părăzit puritanii duminica. Și să mergi la de la puritan chestia asta, să nu te recrezi în sabat, să mergi la biserică, să cânti, să faci așa de chestiile. Ei, nu mai e microfon, omule. Scuze, da, a fost închis. Asta și cu privire la textul din Isaia, unde zice să nu-ți faci gusturile tale în ziua sabatului și oamenii dacă îți face plăcere, e păcat. Dar asta e altă poveste. Eu vreau să mă refer la două aspecte. Unul zis de Marius și unul pe care l-ai amintit tu, Edi. Faptul că păzim sabatul, da, nu văd neapărat ca o faptul că suntem mai mult în Vechiul Testament, pentru că toate bisericile, absolut toate, de la cea mai mică până la cea mai mare, inclusiv bisericile evanghelice, păzesc legea. Deci n-ai să găsești niciun evanghelic care să spună că porunca a șaptea nu mai e valabilă, că porunca a doua nu mai e valabilă, că porunca a întâi. Nu, deci toți evanghelicii, uite-te de exemplu, cel puțin în America, bisericile evanghelice au două chestii mari și late. Avortul, adică să nu ucizi, da? Și căsătorile homosexuale legate de porunca a șaptea și așa mai departe. Deci astea sunt două chestii mari și late la ei, care cumva tot de Vechiul Testament țin, dar toată lumea ține legea. Singura chestiune este următoarea. Mai dorește sau nu dorește Dumnezeu să ținem sabatul zilei a șaptea, adică sâmbăta? Sau e ok să ții altă zi? Asta cred că e întrebarea care trebuie discutată. Nu e timp acum, dar cred că asta ar fi întrebarea cheie. Asta în privire, cu ceea ce privește raportarea la Vechiul Testament. În Noul Testament, ucenicii, singura lor Biblie, singura lor Scriptură era Vechiul Testament. Când Pavel zice toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, el se referă la Vechiul Testament, nu se referă la Noul Testament. Bine, prin extensie,
Da, putem aplica și la Noul Testament. Numai că Noul Testament Pavel... nu exista. Noul Testament nu exista. Exista, corect. Asta exact. Zic. El... Dar nici Vechiul Testament, stai puțin, nici Vechiul Testament era canonizat. Bun, asta e altă discuție. Asta e altă discuție. Mihai, nu vreau să folosim argumentele ieftine care le foloseau generația veche de adventiști, pentru că nu prea ținapă. Adică aș vrea să spun, să începem tot cu evanghelicii, da? În primul rând, evanghelicii... Nu mai e cameră. Numai în cameră. Ce s-a întâmplat? Probabil alunecat m-au sufără să dau seama pe... Așa, bun. Uite care e chestia. Deci, poziția protestantă... Mă scuz puțin. Ce vreau să zic? Da. Eu nu știu, poate Dumnezeu vrea să ținem, dar nu știu dacă se mai poate, pentru că... nu știu, eu cred că este Dumnezeu, Dumnezeu aici nu este așa cum îl vedem noi, că a vorbit lui Moise și așa de parte. Okay, hai să fim puțin realiști aici. Dacă a vorbit lui Moise, a vorbit în egipteană. Egipteanii n-aveau termenul de sabat. Termenul de sabat vine din asiriană la evrei și de la sumerieni în ultima instanță, de la popoarele semite de Mesopotamia. Vreau să vedem argumentul teologic. Dar eu nu mi-am terminat ideea. Dar o să avem nevoie de moderator. Da, nu, dar ce vreau să spun? Tu ai amintit că toți evanghelicii țin legea, da? Aici e problema cu evanghelicii, pentru că teologia protestantă, ca și teologia catolică înainte de teologia protestantă, susține că decalogul este universal valabil în măsura în care se suprapune cu legea naturală. Teologia protestantă, deci Westminster Confession, de exemplu, susține că Vechiul Testament, legea, este lucrarea faptelor, lucrarea prin fapte, mântuire prin fapte, și că Dumnezeu le-a dat evreilor legea ca să arate că mântuirea prin fapte nu e posibilă, că mântuirea prin fapte a fost posibilă doar la Adam. După căderea lui Adam, numai Iisus a putut fi mântuit prin fapte. Evrei au încercat să-i mântuiți prin fapte și le-au reușit. Mi se pare că argumentele sunt puternice în epistolele pauline. Însă, metodismul a schimbat aceasta. Wesley a spus că legea celor 10 porunci, cum a dat-o Dumnezeu, reflectă natura umană și natura lui Dumnezeu. E transcripția caracterului Dumnezeu. Și, în general, neoprotestantismul, care este arminian ca teologie. Din arminian ca teologie... a fost influențat puternic de Wesley, care susține că vechiul legământ este tot o expresie a Harului. Acum aș vrea să-ți amintim un lucru. În teologia adventistă, noțiunea asta a fost contestată de John și Wagner la Minneapolis, că au spus că cele 10 porunci fac parte din legea care a fost un pedagog, dar după aceea John s-a ajuns la alte aberații, ultima generație și alte tâmpenii care nu le discutăm acum și noi le avem pe Gilly Cârstea în sfârșit. Dar chestia asta cu ultima generație care va face ce l-a făcut Israelul, va ține legea perfect. Problema care este, în opinia mea, evanghelicii sunt greșiți aici cu legea celor 10 porunci. Sunt radical greșiți și ce a spus Silviu, sabatul a dat aceasta. Ce a vrut Dumnezeu că ne-a descoperit prin Moșe pe cele 10 porunci, care vorbea ebraic, în mod miraculos, Moșe vorbea ebraic al secolului 8. În secolul 15, care nu știa limba ebraică. Nu, problema este alta aici. Problema este că la data aceasta, acest concept vechi testamentar de sabat este absurd și anacronic. Și îți dau un exemplu, cazul din Samoa. Da, linia internațională de timp trece chiar prin Samoa. Acum, Samoa este obligată, că nu poți să ai o zi într-o jumătate a zilei, peste drum este altă zi. Samoa este obligată să se hotărească de ce parte a liniei internaționale se stabilește. Deja s-au hotărât, s-a făcut schimbarea asta acum vreo 7 ani când eu eram... De vreo 3 ori, dar au făcut-o de vreo 3 ori. Acum uite adventiștii nu știu ce să mai facă, pentru că dintr-o dată se trezesc că ziua în care ei mergeau la biserică, acum merg metodiști la biserică. Cum e simplu. Simplu? Cum? E cum? Foarte simplu. Cum? Ții ziua sâmbetei care ia locului respectiv. Exact. Pentru că, sâmbătania însăși nu are nimic magic, nu are nimic. Atunci, Mihai, o convenție. Da, Mihai, vreau să convenție. Exact, o convenție. Și atunci, cine hotărăște când e sâmbătă și când este duminică? Guvernul din Samoa. Ok? Guvernul din Samoa. Bun. Cine a hotărât linia internațională de timp? Marina Britanică, coloana britanică. E o convenție. Nu, a fost un decret. Stai puțin. Cine a hotărât că meridianul de Greenwich zice meridianul zero? Corona britanică, da? A hotărât că da, adică asta. Arbitrar. În mod arbitrar. Aș vrea să vă întreb ceva. Asta e problema. Ca să continui subiectul ăsta. O asistentă sau un medic care e aici în Madrid,
Sâmbătă ce să facă? Să meargă la lucru sau nu? Da, e pur o întrebare. Bun, fiecare... întrebare. Dacă... Asta am vrut să întreb și eu, Silviu. Dacă eu plec acum da. Cu mașina și fac un accident, ce fac? Stau acasă până duminică, pentru că e păcat să mă duc să lucreze unul pentru mine, să mă panseze dacă m-am accidentat. Exact, exact. Că nu e acceptat, absolut. Dacă mâine vreau să merg la biserică. Da, Silviu, până la asistent ai nevoie de poliție. Nu? Bineînțeles. Ai nevoie de poliție, ai nevoie de salvare, poate și de pompier, da? Ăștia, ce să facă? Pentru că dacă sunt evreu, spun să ei sunt dintre neamuri. Nu-i așa? Nu mai interesează. Dar aș vrea da. Să-mi termin ideea. Dar dacă sunt creștini, eu spun că sabatul este o formă universală. Stai o secundă. Dacă sunt creștini, nu mi-a trebuit fraza. Dacă sunt creștini, susțin că sabatul e o poruncă universală pentru toți oamenii, atunci ce fac? Eu cer altuia să calce legea. Cer cu polițistul să calce legea ca să fie la loc un zi de sabat sau asistentei, ce nu asistenta, portarul de la spital. Trebuie să calci legea ca să fie acolo în zi de sabat, portarul nu-mi salvează viața și măcar mă pansează. Deci îți dai seama că noțiunea este absurdă și ce aș vrea să spun, Silviu, răspunsul la întrebare, dar și Mihai, scuză, vreau să spun la întrebare lui Silviu. În primul rând, eu cred că aici, cred că sunt în dezagrement cu Silviu. Silviu, cred că întrebarea asta bătrânească, trebuie să uităm ce vrea Dumnezeu. Asistenta aia are nevoie de un sabat, are nevoie de sabat. Și în măsura posibilității, ea trebuie să își protejeze sabatul, dar în măsura posibilității, aș vrea să spun, la spital trebuie să fie totdeauna cineva, chiar dacă e o situație de urgență, și asistenta va înțelege că nu va, că va lipsi 3 sabate pe săptămână, dar un sabat sau două va fi la lucru și nu este nicio catastrofă. Și dacă cineva e polițist adventist, poate să nu sunt polițist, că poate să poți ține sabatul. Nu. Nu, un polițist adventist va trebui, pe cât posibil, să evite turele de sabat, dar nu se va putea totdeauna și nu este nicio catastrofă și nimeni nu are dreptul să-l judece cu privire la o zi de sabat, spre Apostolul Pavel. Nimeni să vă judece cu privire la o zi de sabat. Punct. Bun, aș vrea să încerc să termin ideile pe care pornisem, da. Că s-au dus pe foarte multe locuri. Mă întorc la... bisericile evanghelice. Deci eu doar am vrut să spun atât, că este o interpretare incoerentă să spui că adventiștii pentru faptul că păzesc sabatul sunt în Vechiul Testament sub lege. Și eu am spus, nu este asta un motiv, pentru că și bisericile evanghelice păzesc restul legii. Sunt deci mai dacă... legalice că noi. Sunt mai legalice da, că noi. Da, da, asta am vrut să... Noi nu despărțim femeile și bărbații pe două rânduri, noi nu punem propoada pe cap. Asta am vrut să spun, că dacă e să luăm așa, dacă ăsta e singurul criteriu, și biserica evanghelică e mai legalistă și mai legalistă decât adventistul. Absolut. Pentru că asta este singurul lucru pe care am vrut să-l spun la capitolul ăsta. Mihai, și vreau să te completez doar. Adventismul a păstrat un grăunte de iluminism în el, da. Care îl face să fie mai rațional în privința asta decât evanghelicii. Dar eu mă întreb, Edi, cum o să avem noi dezbaterea aia dacă tu nu mă lași să-mi termin? Nu, nu, asta nu e dezbatere, asta e conversație, da? Da, dezbaterea o vom avea cu structura. Sigur o să aveți nevoie de mine și de un ceas. Corect. Absolut, acum vreau să mă leg de partea a doua, așa nume. Saba, că amintit Edi un pic de Samoa și așa mai departe. Eu eram la școală, eram la Andrews și colegul meu de bancă la unul dintre cursuri era samoan și îmi povestea de chestia asta și dilema bisericii adventiste. Pentru mine nu este nicio dilemă pentru că sabatul în sine nu are nimic magic el de la ora cu tare la ora cu tare. E o convenție. Când ăia au decis, cum ai spus tu, Edi, că meridianul Greenwich e meridianul zero, au decis în mod convențional asta, adică arbitrar. Putea să fie oricare. Deci felul în care noi măsurăm timpul este arbitrar. Absolut, absolut, absolut. Zi, uite, acum, de exemplu, la voi e sabat, nu, la Edi nu. Deci la spre Spania e sabat, da. La mine și la Edi nu e sabat încă. Da. Deci nu e nicio problemă. Da, și eu zic așa, și pe stația spațială internațională se poate păzi sabat. Absolut, absolut. Și pe Marte, și pe Marte. Oriunde, pentru că sabatul nu este legat de niciun fenomen astronomic. Asta e foarte interesant. Este total convențional. Da. Și acum, al doilea aspect. A zis Edi ceva de genul că este absurd sabatul. Eu aș nuanța un pic ce zice Edi. Sabatul vechi testamentar. Mă rog, eu aș zice că felul adventist tradițional de a înțelege sabatul este un pic cam deplasat acum. De ce? Vechi testamentar. Dau exemplu.
Loma Linda, da? Deci Loma Linda este o enclavă adventistă. La fel și Berrien Springs, nu chiar ca Loma Linda, dar Loma Linda este aproape o enclavă. Acolo polițiștii, pompierii, medicii, toți sunt adventiști. Dom'le, dar sâmbăta oamenii sunt prezenți acolo, că n-ai cum să n-ai poliție sâmbăta, da? Deci trebuie să ai poliție. Atunci, poți să zici ceva, Mihai? Stai puțin, că vreau doar să spun un lucru. Asta. Atunci, sabatul n-a fost făcut pentru adventist, ci pentru om, nu-i așa? Atunci, dacă un adventist poate să slujească în sabat adventiștul din Loma Linda sau din Kalispell, poate sluji în sabat și comunității. Corect, corect, dar eu altceva vreau să spun. Am discutat cu ei, cu un pompier mai de mult. Și el mi-a zis așa: "Dom'le, uite cum facem noi sâmbătă, că trebuie să fim la muncă, n-ai cum. Facem tot ce nu este urgent." Zice: "Dom'le, dacă trebuie să spălăm mașinile, trebuie să spălăm toate chestiile, le facem vinerea, iar sâmbătă mergem acolo și suntem în tură, da? Deci facem școală de sabat, ne uităm la o predică, unul dintre noi predică. Dacă e un foc, am sărit în salopete și ne-am dus să stingem focul. Polițiști la fel. Toată hărțogăria, tot ce nu este urgent, se facem înainte de sabat. În sabat patrulăm. Dar totuși e o problemă, Mihai. Stai puțin, e o problemă. Pentru că slujim adventiștilor de Loma Linda, dar îl excludem pe cel care slujește adventiștilor din Los Angeles. Nu uita chestia asta. Eu doar am spus cum se păzește sabatul ca o polițist în Loma Linda. Nu m-am referit, domnule, dacă că și mie îmi spuneau părinții când eram mic, eu chiar aș vrea să mă fac polițist. Deci mie chiar îmi plăcea ideea asta și eram fascinat de filmele americane de FBI, eram fascinat de ei. Da. Și spuneam, nu se poate că n-ai cum să ții sabatul, îmi spunea mama. Exact. Nu știu dacă e chiar adevărat, adică poți să ții sabatul și ca polițist. Depinde cum. Noi prea tratăm fiecare, hai să zic așa, chiar dacă nu este, fiecare călcare a sabatului, noi o tratăm ca pe căderea din har. Deci ai călcat un pic sabatul, ești pierdut pe veci. Nu trebuie să fim mai nuanțați aici. Da. Și al treilea aspect pe care vreau să-l amintesc, ai zis de faptul că Biblia învață despre pământul plat. Iarăși aș vrea să nuanțez această afirmație și să spun că Biblia lucrează într-un context al pământului plat. Adică ei altceva nu știau la momentul ăla. Absolut. Nu știau nici de tipul Adam, nici de evoluție, nici de altele. Știau ei ceva de sistemul solar, de planetă? Se uitau în jurul lor și vedeau, dom'le, e plat, cum să fie altceva, că eu atâta văd. Absolut, îți au dreptate. Dar n-o să găsim în niciun text în Biblie în care Biblia învață în mod activ lucrul ăsta. Adică să zică, și Dumnezeu i-a zis lui cutare, ia seama și bagă seama că pământul este plat. Și pământul, deci nu, asta am vrut să fac o diferență între ceea ce Biblia învață dar explicit și ceea ce Biblia amintește. De care e chestia? Inclusiv Iosua. Inclusiv Iosua. Ești în capcana evanghelicilor, în opinia mea. Nu sunt. Păi tocmai că nu sunt. Dar lasă-mă să termin. Mă scuzați puțin. A ver, Edi, eu aș vrea să știu dacă Marius e mulțumit de răspuns, ca să nu ajungem în altă parte. Marius. Nu. Lasă camera și dă drumul la microfon. Acum. Sunt mulțumit în oarecare măsură. Doar vreau să mai adaug că următorul lucru. Că, în general, e adevărat ce spuneți dumneavoastră despre biserici evangheliste și despre toate, dar în general legaliste, n-am zis în niciun moment că legea nu e bună, legea e foarte bună. Doar că eu știu că Iisus a venit după aceea pe pământ ca să schimbe puțin treaba. Eu nu zic că legea nu e bună, e foarte bună, dar totuși să nu facem o manie din lege. Și atunci vreau să mai zic că, în general, evangheliști și toate sectele sau toate religiile care le-a spus voi mai devreme, în partea noastră din Estul Europei, ei sunt mai legaliști și ei sunt mai așa. Dar cel puțin pe aici, pe unde frecventez eu bisericile, să știți că nu mai este așa. Cred că și în America s-au schimbat foarte mult. Ale noastre din Estul Europei, noi încă am rămas acolo în zona aia cu critica, cu legea, cu noi În schimb, în America, și cred că Mihai ne poate confirma, în America există chiar tendințe teocratice care vor ca să ne întoarcem la omorârea cu pietre a adulterilor și a homosexualilor. Am avut o controversă cu un pastor baptist aici, la care am spus, tu ești adventist, aici ești baptist, pe la urmă, știi? Pentru că eu nu susțin chestiile astea de testamentare. Totul pleacă, de fapt, dar să nu uităm, totul pleacă de la rădăcinile teologiei neoprotestante, care
cum spunea teologul catolic Hans Kung, nu este o teologie, ci un emotional self-redemption, mai degrabă, teologia neoprotestantă, și sunt de acord cu el. Rădăcinile teologiei neoprotestante au respins, sunt arminiene, au respins teza reformatorilor cu privire la vechiul legământ, că este un legământ al faptelor, pedagogic, ca să arată că nu poate fi mântuit prin fapte, a fost spune Pavel destul de explicit în Roman 10, și au adoptat ideea că vechiul legământ a plămas la ideea dispensaționalistă, că da. Dumnezeu în diverse perioade a mântuit pe oameni cu diverse proceduri și atunci a fost legea, după aceea e harul, dar iarăși va fi legea pentru Israel după răpirea bisericii și tot în sensul ăsta. Bun. Eu sunt în privința asta mai degrabă tins spre poziția reformatorilor, mai puțin predestinația. Poate explicați-l carbar, mi se pare și satisfăcătoare. Anume că ceea ce creștinii au înțeles de la Toba și catolicii și protestanții, așa Aquinas și Luther și Calvin și ceilalți, este că, de fapt, legea celor 10 porunci este legea naturală într-un anumit context istoric, însă creștinul este sub legea naturală, nu este sub legea celor 10 porunci, adică creștinul trebuie să gândească etic. Legea celor 10 porunci, problema cu legalismul, nu este atât de mult că e o regulă din Vechiul Testament, că poți să iei chestia cu brovada de diacru de nuște, la fel de clar, nu? Sau femeia stacă în biserică, sau femeia doamne mântuită prin nașa de prunci, poți să iei destul legalism nou-testamentar. Problema aici mi se pare mai degrabă că legalismul exclude etica. Etica însemnează că tu, etica Evrei 5:17, hrana tare este pentru oameni matura căror minte s-a învățat prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Da. Etica îți întrebuiți, dar domnule, e bine sau nu e bine? Bun. Și acum așa pun problema sabatului. E bine să am o zi care să mi-o păzesc cât se poate de mult ca să fie a mea de sabat? E bine. Este bine ca în același timp este ceva rău că în anumite situații, fiind pompieri sau polițiști, sunt în sabat la lucru și nu sunt la Loma Linda, sunt la LA sau la New York. Da? Și e demonstrație seara asta și eu ies cu scutul și cu bastonul de cauciuc și cu spray-ul și mai departe. Eu sunt în slujba comunității. Aici spune Martin Luther, foarte clar, orice slujitor public este un diaconos. Indiferent că e soldat, polițist, magistrat, el este un diaconos. Da. Am o întrebare. De exemplu, Marius, dacă vrea să-și ia ca sabat, duminica sau luna. E ok. Ce problemă? Păi Mihai, nu-l întreb. Nu, dar eu vreau doar să-mi completez ideile. Doar, lui Marius doar mai vreau să-i spun că într-adevăr, adventiștii pot fi foarte legaliști cu privire la sabat. Și am avut biserici foarte legaliste. În Statele Unite e puțin diferit. Nu e chiar așa ca în Estul Europei, cum spuneai și tu. În schimb, am cunoscut biserici evanghelice foarte legaliste. Și Biserica Evanghelică Americană este mult mai legalistă decât... Deci, felul în care ei... Uite-te la avort, da? Deci, pentru ei este ceva ce nu se poate trece niciun fel. Deci este foarte, 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 foarte legalist. Am avut chiar o experiență foarte interesantă. Am mers la un prieten al meu, baptist, pastor baptist, și m-a invitat să predic. Și am predicat, și am predicat despre iubirea lui Dumnezeu, despre har și așa mai departe. După mine, el s-a ridicat și a început să-i dea cu legea. Și te dea de lege în sus, lege în jos. Și eu m-am ridicat și am zis, uite ce am ajuns să trăim. Un baptist să predice despre lege și un adventist să predice despre har. Știi? Deci asta e vremea care am ajuns să trăim. Așa. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez, că acolo rămăsese medii cu pământul plat și așa mai departe, de exemplu ziua la Iosua, da? Deci la Iosua. Iosua stă acolo să bate și ridică glasul către Domnul, Doamne, oprește soarele. Și Dumnezeu zice, bine mă Iosua, îți opresc soarele, na? Și spune Scriptura că o zi întreagă soarele a stat asupra văi și așa mai departe. Bun, eu plec de la premisa că evenimentul ăla este istoric. Nu discutăm acum dacă este istoric sau nu. Bun, să presupunem că este istoric. Dumnezeu n-ar fi stat atunci să-i explice lui Iosua, bă Iosua, stai, uite, de fapt tu ai o concepție greșită despre univers. Nu soarele se oprește și de fapt... Și treabă, n-ai avea nicio... Zice, bine mă Iosua, așa cum crezi tu, lasă să... N-ai tu treabă să știi acum despre universul așa mai departe. Bine, îți opresc soarele. Deși Dumnezeu știa că nu știu ce, cum ar fi făcut el. A făcut un câmp în care
electromagnet în care timpul s-a scurs. Devenim ridicol, devenim ridicol, Marius. Nu, Florin, Mihai, am zis că nu vreau să discut despre istoricitatea acestui eveniment. Vreau să întreb ceva. Stai puțin. Învață Biblia explicit geocentrismul? Explicit geocentrismul? Nu. Ba da, îți dau textul, stai puțin. Dăm textul. Pământul este nemișcat. E dacă o să știți la Bibliei. Și pământul se mișcă. Nu, dar pământul, când zice acolo textul că pământul este nemișcat, nu-l zice într-un context în care s-ar putea mișca. Adică nu zice, băi, oamenilor, să nu cumva să credeți că pământul e o sferă care se mișcă. Nu, ci pământul e plat. Nu. Textul acolo spune că pământul este statornic și nu va trece niciodată. La asta se referă. Nu, pământul e nemișcat. Okay. Eu aș vrea... Păi da, adică bun, este salmul, statornic. Salmul 19, se învârte în jurul pământului. Mihai, vreau să... Nu învață în mod explicit. Explicit, salmul 19 spune, soarele iese din cort, se oprește la cealaltă capăt al pământului. E și ideea de pământ plătat acolo. Da, adică descrie exact ce se vede. Mă interesează foarte mult. Cu asta sunt de acord. Foarte mult subiectul. A nu confunda ce se vede, a nu confunda cu ce se vede, cu un adevăr propozițional științific. Nu mai vorbim de Biblie. Mihai, mă interesează foarte mult subiectul și vreau să discutăm, ca și toate celelalte, de o altă formă. Absolut, avem nevoie de altă formă, categoric. Mai avem foarte puține minute și Florin vă că a ridicat o mână. Florin, foarte scurt, dacă e o întrebare, nu? E o întrebare. Bineînțeles că e scurt, că până acum a fost lung. Am o întrebare pentru Edi. Edi, tu ești prin definiție un adventist, adică un păzitor al sabatului sâmbătei. Deci tu păzești sâmbătă. Corect. Sâmbătat. În ce condiții ai renunțat la păzirea de sâmbătă și ai păzit duminica sau joia sau vinerea? În nicio condiție. De ce? Pentru același motiv pentru care nu aș renunța la Sfânta Cină, așa cum o iau, pentru a lua comunicătura ortodoxă sau catolică sau altă chestie. Pentru că iau cina ca un simbol al trupului Iisus pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pe baza Scripturii. Da? Deci există acolo un text în Scriptură, acesta este trupul meu. Eu nu cred că e trupul lui Iisus literal, dar îl iau așa. Acum, în mod foarte clar, Biblia definește sâmbăta ca sabat. Asta este indiscutabil. Și pentru că Biblia definește sâmbăta ca sabat, deși nu cred că, și nici Mihai nu crede că fiecare sâmbătă este o aniversare a creației, când pământul este rotund și, mă rog, știm care e chestia, linia internațională de timp, etc. Deci timpul e convențional. Însă, în contextul acestei convenții există sâmbătă, duminică, luni, vineri. Există aceste zile ale săptămânii. Ori, ideea, porunca a patra, așa cum a fost formulată în Exod și în Deuteronom, este, a avut loc, probabil Deuteronom prin secolul 8, de timpul lui Iosia, Exodul, în mod foarte sigur, fără îndoială rezonabilă, în timpul exilului babilonian a fost editat, dacă nu scris, cel puțin editat, ei deja, din timpul Imperiului Asirian, defineau sabatul pe baza săptămânii de 7 zile. Înainte de Imperiul Asirian, evreii defineau sabatul pe baza ciclului lunii. Fiecare lună, nouă, primul sabat, luna plină, sabatul de la mijloc, între ele la 7 zile alt sabat și așa mai departe. Deci erau 4 sabate lunare și cu ultima aveau ei o problemă și așa mai departe, dar ei, pentru ei sabatul era o serbare de lună nouă sau lună plină, era sabatul legat de ciclul lunar. După ce asirienii, fiind un imperiu, ca și Imperiul Britanic, care ne-a dat linia internațională de timp, asirienii, fiind un imperiu, au avut nevoie de o măsoare a timpului standardizată și au creat săptămâna de 7 zile, cu numele stelelor, bineînțeles, așa cum este și astăzi, cu numele planetelor, etc., cu numele planetelor mai precis, atunci evrei au adoptat, fiind Imperiul Asirian, uita, Iuda și Israel făceau parte din Imperiul Asirian,
au adoptat sabatul săptămânal, calendarul săptămânal, și ca atare porunca a patra definește sâmbătă ca sabat într-un calendar săptămânal, nu unul lunar. Și acest calendar a fost adoptat și de Imperiul Roman, pe timpul Constantin, oficial, și este practicat în toată lumea astăzi, calendarul săptămânal. Și acolo e sâmbătă și... Deci aici este, eu iau sabatul ca simbol, nu iau ca aniversarea literală a creațiunii. Și duminica n-ar putea fi un simbol, sărbarea duminicii? Care e problema? Duminica a fost zi de adunare pentru creștini ca să se deosebească de evrei. Asta știm clar, începe cu Justin Martirul, da? Deci știi că ai făcut istoria duminicii, la Andrew, sunt sigur. Le-ai avut și pe Bacchiuchi acolo, ok, bun. Deci duminica e foarte clar că a apărut ca o sărbare de cuminicătură creștină. Dar erau creștini care țineau sâmbătă și țineau duminica. Acum, în contextul în care a apărut un conflict foarte puternic, teologic și politic între evrei și creștini, creștinii au început să încerce cât se poate să se desprindă de sâmbătă și să țină duminica. Însă problema este că duminica a apărut într-o altfel de istorie. Duminica este văzută ca zi... E corectă ideea că ai nevoie de o zi din șapte să te odihnești. Poate fi duminica, luni, marți, miercuri, ce vrei tu, da? O zi de odihnă este corectă. Sub aspectul simbolic al sabatului, în măsura în care creștinii au adoptat că au nevoie de o zi de odihnă săptămânală, duminica e ok. Fiindcă îi țin liturgia duminica, au zis asta e sfințită de liturgie. Bun, o să și sâmbăta. Biserica din Etiopia a intrat sub aripa Vaticanului, așa cum știm cu toții, ca să fie protejat de musulmani, deci s-au unit cu Roma ca și greco-catolicii din România, da? S-au unit cu Roma. Bun. Ei țineau sâmbăta și au vrut să schimbe pe duminică. Liturghia și Francis Cândrii a spus, no, băi băieți, țineți sâmbăta mai departe, că e cea mai veche tradiție creștină. Deci, în mod foarte clar, prima tradiție creștină a fost iudeo-creștină, a fost de sâmbătă, nu? Și Pavel spune, nimeni să nu vă judece cu privire la chestia, dar sunt de acord cu el, dar sâmbăta vine practic cu o tradiție mai veche, ca să văd cuvântul lui Francis, cu o anumită încărcătură din iudaism și apoi din creștinismul primar, și adventismul de ziua șaptea a creat o anumită cultură a sabatului unică, repet, dincolo de toate restricțiile absurde pe care le-a confirmat Mihai și le-a spus Marius și nu am nicio obiecție prin la această acuzație, dar dincolo de aceste restricții absurde, adventiștii au creat o cultură a sabatului foarte disciplinată, cu deschiderea sabatului vineri seara, acasă, buchetul de flori pe masă, toată lumea îmbăiată, îmbrăcată la costum, vorbesc de satele românești, nu-i așa? Mersul la adunare, frumos îmbrăcat, nu știu ce. Deci o zi specială, ne-a venit să rezolvăm de cultura sabatului, care eu nu pot să renunț la ea să trec la duminică, pentru că nu are toată această chestie și ca atare nu vă râsă niciodată la sâmbătă pentru duminică. Asta este nenegociabil. Edi, mulțumesc. Deja suntem la 10:30. Vă invit și... La mine încă vineri. Vă invit și vineri seara viitoare. Mă gândeam să anunț subiectul. Dar înainte vreau să vă întreb pe cei care sunteți prezenți, doar să știu dacă sunt persoane care au întrebări și nu le-am dat ocazia să întrebe. Nu vreau să întrebe acum, nu vreau să pun întrebările, doar vreau să știu dacă sunt. Să ridice mâna de o formă sau de alta sau să-mi scrie un mesaj. Ok, în timp ce vă gândiți ca să ridicați mâna, ca să știu și eu, da, văd că Lidia are o întrebare, Anca are o întrebare, Anca deja mi-a trimis un mesaj și vreau să-i spun că pentru data viitoare și Gabi are o întrebare, deci, ok, vă rog să le pregătiți și vineri seara viitoare să punem aceste întrebări. Edi, nu te mai văd. Te văd, da. Eu aș vrea să vorbim despre subiectul pe care l-a propus Anca. Anca, te rog să spui tu despre ce e vorba. Ana. Bună seara! Eu am propus mai multe. La care anume te referi? La chestia asta, că dacă suntem de 30-40 de mii de ani și avem o promisiune din partea lui Iisus că va veni cât de Da, când am ridicat mâna, de cam aceeași idee. Deci m-a pus pe gânduri
faptul că suntem aici de 30-40 de mii de ani, bine, viața, nu noi, logic. Faptul că există evoluționism și nu creaționism, cum mai rămâne cu cei aproape 6.000 de ani din spiritul profetic, cum rămâne cu a doua venire, că se dă totul peste cap, deci nimic nu mai e cum știam eu când am venit la biserică. Da, și eu m-am gândit la subiectul ăsta, Anca, pentru că cel puțin aici la mine, în Spania, în Coslada, unde sunt acum, când am intrat în Coslada, e un afiș mare, un panou publicitar unde pune Iisus vine curând. Iisus revine, da, Iisus revine. O să vă pun fotografia asta. Și ideea este că pe mine mă interesează, din punctul tău de vedere, Edi, dacă Iisus o să vină curând, cât de curând, mai sunt câteva luni, mai sunt câțiva ani. O să pe data viitoare sau acum? Data viitoare. Da, n-ai voie să fac un comentariu la ce a spus Anca, l-a dat-o peste cap. La ce a spus Anca, l-a dat-o peste cap, da? Un comentariu foarte important aici. Problema că totul se dă peste cap sunt două soluții. Una este să încerci să nu te dai peste cap și nu merge, că tot dă peste cap, și alta este să știi cum să te dai peste cap să cazi în picioare. Și eu vreau să spun scopul meu, la tot ce am făcut până acum, scopul meu a fost că deja am realizat această dare peste cap care vine și să cădem în picioare. Eu am avut o rudă care era să se nece în copilărie și din cauza asta ea și-a împiedicat fata să învețe să înoate. N-a lăsat niciodată să învețe, ca nu cumva să se nece, că dacă știi să înoate, va fi ispitită să înoate departe de țărm și se va neca. Hey, guess what? S-a întâmplat că era să se nece tocmai din cauza că nu știa să înoate. Deci viața te pune în situația că ai căzut în apă, trebuie să știi să înoți, nu? Deci noi trebuie să fim pregătiți pentru datul peste cap, să știm să ne dăm peste cap. Nu să încercăm să nu ne dăm peste cap. Important este să nu ne rupem oasele, să cădem în picioare iarăși. Ok, deci sunteți de acord să vorbim despre subiectul ăsta, nu? Cât de repede o să vină Iisus, când o să vină Iisus, cum o să vină Iisus. Dacă mai vine. Unde o să vină Iisus sau dacă mai vine sau nu. Pentru că, cel puțin, să mă scuze cei care nu sunt adventiști și religia din care eu am făcut parte, cred foarte mult în lucrul acesta și chiar vreau să știu opinia ta, Edi. Îmi place foarte mult. Evanghelicii cred mai mult decât noi, au pus și date pentru venirea lui Iisus. Mereu pun câteodată evanghelicii. Da? Nu suntem siguri. Da, ai dreptate. Bine, eu vă spun la revedere și să ne vedem cu bine data viitoare. Noapte bună! Eu zic bună ziua! Eu zic bună ziua, ca dovadă că te pierd la timp. După amiază plăcută, Edi. Da, mulțumesc!